seara și bine v-am regăsit! Continuăm seria noastră de interviuri cât o carieră. Alături de mine în această seară este domnul Alexandru Repan. Bună seara și mulțumesc că sunteți alături de noi și că ne-ați acceptat invitația. Prima noastră curiozitate la despre filme, vrem să știm care este filmul care v-a marcat copilăria și care poate în mod indirect a pus acolo o piatră de temelie la dorința dumneavoastră de a deveni actor. O să fie puțin mai lung răspunsul. Eu m-am născut pe strada Pache Protopopescu, bulevarul Pache Protopopescu și pe la câțiva zeci de metri pe Mătăsari era un cinematograf care se chema Pache și a devenit după aceea cinematograful popular. Până în 46 eram foarte mic, dar mergeam des la cinematograful acela pentru că unul din prietenii mei era copilul patronului și mergeam și până în 46 au fost niște filme americane, Gunga Din, Taras Bulba și așa mai departe, dar din 46 au început filmele sovietice și noi copiii care ne jucam de-a hoții și vardiști, nu ne mai jucam de-a hoții și vardiști, ne jucam de-a nemții și de-a sovietici. Așa. Și noi ne duceam zilnic, mă duceam gratis la cinematograf și vedeam căderea Berlinului, bătălia Stalingradului și alte prostioare de genul ăsta. Și intram așa din când în când în cinematograf, adică des. Și la un moment dat am intrat într-o seară și era ceva ce n-am mai văzut. O secvență pe malul unui lac. Era un film finlandez sau norvegian, nu mai țin minte precis. Pe malul unui lac stătea o tânără superbă de vreo 20 și ceva de ani, goală pușcă. Și aparatul se plimba de jur împrejurul ei și ea vorbea, cânta și se vedea tot trupul, sânii, trupul, picioarele. Era pentru prima oară în viața mea când vedeam așa ceva. Se chema N-a dansat decât o vară. Filmul era celebru în aceea. Da. Și asta mi-a rămas, ea prima oară când vedeam o fată dezbrăcată. Aveam și eu vreo 7 ani și 8 ani. Pe ecran. Da. O secvență care v-a rămas în minte. Mi-a rămas în minte, era și normal, da. Vreau să invităm pe cei de acasă să vadă un montaj cu momente minunate din filmografia dumneavoastră. Le vedem și noi și revenim. Dosi la fa. Dosi la fa. Nu există niciun la. În partitura mea există. Uite aici. Sol. Mă rog. Re? Ce-i asta? O gâză. Stiță! Da? Unde ați umblat până? Ce am? Zigimund. V-am întrebat unde ați umblat până acum. A ce v-a intrat în cap că sunteți vedete? Nu se aude? Am descoperit niște fete excepționale. Nemaipomenite. Nu mă interesează aventurile voastre. Îmi faci un serviciu. Nu pot să merg cu Lia la oper. Și? Este casa neterminată. Te duci tu pe ea și gata. Hai, te rog, eu am treabă. Mă duc la un fel de petrecere. Regret, signor Michele, dar sunt obligat să vă spun nu. Ah, Rosana. Asta Mihai Viteaz. Il principe Michele. Aici am cunoscut-o, pe marea iubire a vieții mele. E în Agărdesc. În orice altă problemă, domnule, sunt supusul vostru servitor. O munți și văi profunde. Ciprian Porumbesc. Mutați-mi pentru un nume. Era Eminescu. Sublima voastră voce. Că-i trist sufletul meu. Dar bardul nu. Nu cântă. El plânge și apoi spune: O Ștefan, tu ești mare și la mormântul tău. Și pentru că s-a amuzat de ce a văzut, a încercat la rândul lui pe alții să dispună și atât. Eu furat istoria. Deci pentru asta au venit. Mihuț m-a prevenit și nu l-am crezut. Mihuț! Mihuț! Ți s-a furat prin urmare istoria Imperiului Otoman? Da. Mâine am vernisajul expoziției mele și trebuie să fiu neapărat la București. Îmi pare rău, domnișoare, nu mai niciun loc. Stau pe culoare în picioare, salvați-mă, vă rog. Nu e voie, domnișoare. Niște dălți ce despart fluviul rece în delta fierbinte. Ziua de noapte, bazaltul de bazalt. Vindele se rotesc. Se rotesc. Se rotesc între noi. Zborul lui Blériot aici la București va demonstra că aeroplanul nu este o jucărie, ci o descoperire. Raicu Vod.
de care nația noastră trebuie să ia neapărat cunoștință. Cu asta cred că facem un imens serviciu țării. Cum îl cheamă pe tânărul acesta? Mircea Drăgan. Aurel. Singurul film că l-am făcut cu Mircea Drăgan. Un rol mic am avut aici. Herunter ofițier. Da, am fost și aici. Caput. Fratele tău Vlad, nesocotindu-mi strălucirea și puterea, și-a ridicat brațul împotriva împărăției mele. Brațul acela va cădea, lovit de spada mea tot nimicitoare. Tu ești ostatic aici. Luminăția ta, nu te-am trădat niciodată. Nu-i drept ca eu să pierd și cel ce te-a înfruntat, oricine ar fi el, să trăiască. Acordeon. Ere proteke megiste pisrakis geonotos vasilevs. De proteke megiste filia. Eh? Ce spune Cezar? Nimic. Cezar nu mai este. A murit? Cum? Unde? Asasinat. Înjunghiat. De Brutus, prietenul și aliatul său. Mersi. Oh. Ah. Oh, prea mult supolat. Mersi. N-am scos nicio vorbă în filmul ăsta. Era brus. Aceasta este filmul care mi-a plăcut mie, rolul care mi-a plăcut cel mai mult. Iosif al doilea. Cu orice preț vii. Titus Popovici era cel mai mult. Mai ales Horean. Soarta lor? Da, bărcelat. Hei! Dau 20 de pungi de galben pentru viața boierului Vardala! Stai blând, ieșita mai contele, vrei să ne aprindem paie în cap? Lașilor, sunteți niște lași! Răpiri? E bine, nu știu dacă fac bine dezvăluindu-ți un secret, dar cum te bucur de întreaga mea confiență, am să-mi dau drumul la gură, șerii. Cei pentru care lucrez sunt gata să dea 20 de milioane principatelor pentru înființarea unei bănci naționale. Condamnat la 12 ani închisoare în 90. Lumea știe că e în jilo. E bum, bum, bum pe prima pagină. De asta. Asta cu sticla de whisky. We solicited the American representative to put an end to the bombings, but there's little hope. I told him that I'd been studying Chinese for 6 months, 6 hours a day. He stepped up to the blackboard. He wrote some 20 characters on it. He asked me to pronounce them one by one and then translate the passage. In order to master Chinese, one must have the memory of Mandarin. Photographic memory. The memory of a Mandarin. Iarna noapte. Pe zăpadă, el trimite cât un înger la fereastră ca să vadă. Noi actorii suntem din ce în ce mai rar considerați măcar artiști. Suntem considerați interpreți. Pe lucrarea mea de diplomă și pe multora dintre colegii mei scrie clar prestator servicii artistice. Cu aur peste jafuri și aur peste moarte, stau sufletele strânse, bătrâne palimpseste. În pachet Popescu 60, la etajul întâi, într-o zi de iarnă, o femeie a simțit că îi vine sorocul să nască, s-a dus la biserica de pe Traian, la Popa Nicuiță, s-a așezat în genunchi în fața altarului și a spus: Doamne, fă să fie băiat, să fie frumos și să fac actor. Viața noastră e viața spumei și totuși, dar se cad din fundul mare, o altă mare ar face lacrimile lumei. Precum uitarea-i a durerii moarte, așa și moartea e uitarea vieții. Și peste tot s-o întinde eterna pace. Pe mine, mie, redă-mă. Redă-mă.
Am revenit așadar. Cum v-ați simțit revăzând aceste momente? Iată, o carieră de 59 de ani, da. Spuneați? Da. Cum v-ați simțit revăzând toate momentele astea? Vedeți, în ultima vreme este un post de televiziune care se cheamă Cine Maraton, la care mă uit și acolo mă uit și mă văd și pe mine din când în când. Vă și revedeți. Văd toți colegii și toată pleiada de actori cu care am trăit și cu care am colaborat. Așa că vă mulțumesc că ați făcut și acest rezumat. Pentru că soarta noastră actorilor este să fim uitați. Și atunci publicul să mă uită din când în când și își aduce aminte de noi. Vreau să ne întoarcem la copilăria dumneavoastră. Ne spuneați despre Pachiu Protopopescu, da. Strada în unde v-ați născut și ați deschis prima oară ochii. România trecea printr-o perioadă destul de dificilă în acel moment. Da. Secetă, foamete... Comunism. Exact, comunism. Cum s-au văzut toate aceste dificultăți și zbateri ale părinților pentru grija zilei de mâine prin ochii unui copil? Eu am avut marea șansă să o am pe mama, care era o gospodină extraordinară și a reușit să treacă peste acei ani de tristă amintire, de foamete, de sărăcie și de teamă și de spaimă. Toate casele pe Pache Protopopescu au numai parteretaj și în spatele fiecărei case de pe Pache Protopopescu este o curte mare, aveam și o curte, în care mama mea a făcut un falanster. Nu știu dacă știți ceea ce e un falanster. Nu știu. Era o încercare a socialismului utopic. O avanpremiera socialismului și comunismului, în care oamenii trăiau numai cu ce produceau, fără bani din afară. Am înțeles. Era, nu era chiar 100%, pentru că era mai și leafa tatălui meu, dar mama a reușit să facă acolo o grădină cu pasări, cu ouă, cu roșii, cu ardei, cu de toate și așa că am trecut peste perioada aceea de foamete generalizată destul de bine datorită mamei mele. Când ați conștientizat pentru prima oară că vreți să deveniți actor și care au fost primii pași pentru îndeplinirea acestui vis? Primul meu rol l-am făcut în clasa 5-a. Profesoara de română vrea să facă pentru reserbarea de sfârșit de an cât un spectacol. A ales vizita lui Caragiale, schița vizita lui Caragiale, dar pe vremea aceea liceele nu erau mixte, școlile nu erau mixte, era numai liceu, școală de băieți. Așa că spuneți că ați jucat-o pe doamna Popescu. Eu am jucat, primul meu rol a fost un travesti. Mi-a făcut mama o rochiță din a ei, mi-a pus niște cercei până în ureche, o coafură lipită, așa cu un baș și am jucat primul meu rol în viața mea, a fost un travesti. Doamna Popescu, din doamna vizită. Popescu, da. Incredibil. Da. Și apoi? Și apoi lucrurile au început să meargă din ce în ce mai bine. În liceu am început să văd din ce în ce mai mult teatru. Spuneam poezii la toate sărbările, la reuniunile tovărășești, cum se chemau pe vremea aceea. Spuneam împărat și proletar, pentru că asta era poezia la modă din Eminescu, pentru comuniști era adecvată. Dar mai spuneam și altele. Teatru am jucat mai puțin în timpul liceului, pentru că nu se făcea. Dar la sărbarea de sfârșit de liceu, am făcut ultima serie cu 10 clase de liceu. Și s-a făcut o serbare la 23 august, acolo era un teatru în aer liber. Și am spus împărat și proletar, erau doi asistenți de la Institutul de Teatru, dintre care unul era Liptac. Și au spus, mi-a ta recitat foarte bine, vino, te rog, până la institut să te prezint domnului Finții, care era profesorul lor. M-am dus acolo, eu aveam 16 ani neîmpliniți și eram mic de statură încă și încă nu eram destul de maturizat. S-a uitat Finții la mine și a spus, bine, bine, mi s-a spus că ai talent, dar deocamdată ești prea mic, du-te, termină-ți liceu, mă poate mai și după aia vii. I-am spus mamei chestia asta și a spus, mama, bine, atunci mai stăm un an, dar ce să facem, un an de zile? Și pentru că în casa în care stăteam era un mare prieten al părinților mei, un profesor la istorie, am hotărât să stăm un an de zile să dau un examen la istorie și am dat, am intrat. Urmând și un examen destul de greu. Da. Urmând ca după un an să renunț și să mă duc la teatru.
Numai că după un an, Partidul Comunist a dat o nouă directivă, că în facultăți trebuia să fie 75% origine muncitore sărănească. Au, da. Și 25% mic burghezie și așa mai departe. Or, tatăl meu fiind profesor, intra la mic burghez și aveam numai 25 ani, și mama a hotărât, termin istoria și după ce o vedea. Și așa am terminat istoria și după aceea am dat la teatru. Avea să vă folosească facultatea de istorie pe care, iată, ați dus-o la bun sfârșit, da, mai târziu? Da. Pentru că în cei 5 ani cât am stat la facultatea de istorie... Deci 5 ani. 5 ani era aceea, da. Se făcea teatru de amatori. Dar nu ce-a devenit după aceea Cântarea României. Erau, da, amatorii care chiar vreau să facă ceva, să spunem, da. Și pentru aceasta, pentru unul la universitate, era Casa de Cultură Grigore Preoteasa. Casa de Cultură a Studenților, Grigore Preoteasa, unde am stat mai mult decât am stat în facultate. Acolo am stat, am jucat teatru mult de amatori, am pus în piese, în scenă, și mi-a ajutat foarte mult. Așa că atunci când am intrat la Institutul de Teatru, eram și foarte pregătit la cursurile, la materialism dialectic și istorie, istoria Partidului Comunist și altele care le făcusem la istorie, le știam mai bine decât toți facultatea, chiar și profesorii de acolo. Iar cu teatru eram foarte familiarizat de la Casa de Cultură, unde am jucat cu niște regizori profesioniști care veneau acolo, puneau câte o piesă și o jucam deodată, de două ori, de trei ori, mă rog, de câte ori se putea. Dar 5 ani de zile n-am stat degeaba din punct de vedere teatral și asta mi-a prins bine. Cum a fost admiterea? Iată, după 5 ani... Da, la admitere a fost iarăși un lucru de-a dreptul miraculos. Să spunem și câte locuri erau, da, să le spunem celor de acasă. În fața insta, acolo unde era Teatru Buland, acolo era Institutul de Teatru, Teatru Municipal pe vremea aceea, în față cei care așteptau părinți cunoscuți erau așa cu miile. Erau cam 40-50 pe un loc, era ceva monstruos de mult. Și am dat, erau 4 probe, am dat prima probă, care nu era eliminatorii, că trebuia să intre după aia la proză, după aia, a doua, a treia erau eliminatorii. Și așteptam verdictul comisiei, stăteam în fața institutului împreună cu un alt actor care acum nu mai există, dar care a fost un bun actor și prietenul meu, Peter Paul Hofer. Stăteam de vorbă și au ieșit de pe ușa institutului Moni Gelerter cu Ființii. Și au spus, a, uite, vezi, ăsta vreau eu. Nu pot să iei pe amândoi, zice Ființii. Moni a spus, bine, eu nu-l iau pe ăsta, și m-a arătat pe mine, și bine, atunci eu îl iau pe ăla și l-a luat pe... Așa că eu, după prima probă, eram intrat. Și ați știut că ați auzit discuția. Vorbeau de față cu mine, da. De față, da. Și atunci am spus, mă, suntem intrați, hai să bem un șpriț, că nu mai avem ce să facem, da. Și așa am intrat la institut din prima și am pas 4 ani acolo și așa a fost începutul. Se spune că cel mai important în viață sunt marile întâlniri. Și vreau să-mi vorbiți despre o întâlnire care v-a marcat întreaga existență și v-a schimbat traseul vieții, cea cu Horia Lovinescu. Întâlnirea cu Horia Lovinescu a fost un alt miracol. Mă rog, miracol e mult spus, dar a fost aproape tainică. Eram actor la Teatru Regional, care acum nu mai există de mult, s-a demolat până și clădirea. Și la Teatru Notara, unde era director Lovinescu, aveam câțiva colegi care erau deja angajați acolo și Melania Cârge, Hosu, mă rog, așa mai departe. Și într-o luni dimineață aveau o vizionare cu Fedra și m-am dus să-i văd și eu duminica, luni dimineață. Și la ieșire, la terminat, a stat acolo în hol să-i aștept pe ei să vină și a ieșit un domn cu puțină chelie, prestanță extraordinară, s-a uitat la mine. Ce, dumneata, n-ai spus ieri la televizor la ora 12 un poem de Ignacio Sánchez Mejía, Bocet pentru Ignacio Sánchez Mejía? Zic, da. Zice, ce faci? Cu ce te ocupi? Zic, sunt actor. Unde? La Teatru Regional. Zice, aș fi fericit dacă ai dori să vii să faci parte din trupa mea. Păi cum să fac? Dă-ți demisia.
Dar de ce spun că este un miracol? După aceea l-am cunoscut bine pe Horia Lovinescu și era absolut aiuritor să-l crezi, să-l poți să-ți dai seama că Horia Lovinescu, care nu se prea uita deloc la televizor, se uita duminica la ora 12. Fix. Fix la rând când am spus eu asta, a fost întâmplarea. Și uite așa, după 3 zile mi-am dat demisia și am devenit actor al Teatrului Notara sub direcția lui Horia Lovinescu, care a fost unul din pilonii de bază ai carierei mele. El, Horia Lovinescu, nu numai ca dramaturg, dar și ca director, ca și, hai să zicem, prieten, deși cam mult spus, dar a fost un om de bază al carierei mele actoricești. Și de câți ani, să spunem, sunteți, ați rămas actor al Teatrului Notara? De atunci. Sunt niște ani. Da, din 67-68. Vreau să știu care este rolul din teatru care v-a rămas în suflet și care și acum, după atâția ani, are un ecou. Dom'le, sunt două roluri. Unul, cel mai mare rol pe care l-am jucat și cel mai mare succes al meu și al Teatrului Notara, care a fost Karamazovii, Ivan Karamazov, care a fost un spectacol extraordinar și un rol care mi-a ieșit bine. Dar cel mai aproape mi este un spectacol realizat de mine și adaptarea și dramatizarea și regia și interpretarea a fost primul one-man show din lumea teatrului românesc și s-a chemat Craii de Curtea Veche după Matei Caragiale, care l-am jucat de 250-300 de ori și a fost unul din marile mele iubiri. Și că tot vorbeam de iubiri, vreau să știu cum s-a produs prima întâlnire cu filmul. Nu, s-a întâmplat anul întâi de la facultate. L-am făcut primul film, l-am făcut în vara între anul întâi și anul doi. L-ați dat aici, vacanță la mare. N-a fost o încântare pentru mine. M-a făcut cunoscut. Nu v-a plăcut? La început? În toată, păi și astăzi pot să spun că între teatru și film, eu prefer teatru, de care sunt mai mândru decât de realizările mele cinematografice. Și totuși teatrul este efemer. Da. Filmul rămâne. Da, rămâne. Și aveați o figură extraordinară, remarcabilă pentru cinematografie. Trebuie să spunem lucrul ăsta. Erați conștient de farmecul dumneavoastră? Da, adică mi s-a spus asta. După aia, uitându-mă așa eu în filme, mi-am zis că nu am chiar o față foarte, foarte cinematografică, pentru că mi-am uitat 95% din actori americani și români sunt dolicocefali, nu știu dacă știi ce e aia. Nu. Un craniu prelungit. După aia vine brachicevalia craniului și eu sunt mezocefal. Dar asta așa este o părere de-a mea personală. Dar sigur, am avut o față de film și am reușit să fac vreo 60 ceva de filme. Dar ceea ce stă în inimă și în cânt mai bun este teatru decât filmul pentru mine. Dacă ar fi să alegeți o secvență dintr-un film, o secvență în care ați jucat, despre care să spuneți că vă reprezintă cel mai bine, care ar fi aceea? E greu să mă gândesc acum la o secvență. Și totuși am văzut niște momente. Da, da, dar ați avut niște monologe extraordinare. Da. Dar un moment așa în care să fim rămas așa în inimă și în suflet, nu îmi dau seama de unul care aș putea să-l aleg acum. Dar au fost multe, dar un moment așa acum mi-e greu să-l aleg. Vorbeam de marile întâlniri. Ați jucat foarte mult în filme străine. După 90, da. Ați făcut parte din distribuție, din filme semnate de Coppola. Da, dar făcute în România, nu în străinătate. Făcute în România. În România, da. Da? Care e diferența? Cum se simte un actor român într-un film străin față de un film Eu românesc? Eu știam foarte bine, știu și acum am învățat foarte bine limba franceză. Și majoritatea filmelor pe vremea aceea care veneau erau televiziune franceză și cinematografie franceză care veneau și fiind cunoscându-mă casele de filme românești care preluau aceste producții, mă alegeau pe mine, dar roluri ne dădeau roluri micuțe așa, de 2-3 zile de filmare și au făcut multe și mai bune, și mai rele, și mai lungi, și mai subțiri, dar
nu mi s-a părut o deosebire mare între, între ce făceam aici. Producțiile da, erau cele... aproape la fel, da. Cele străine. Da. Ați jucat și înainte de 90 foarte mult, dar ați jucat și după. Vreau să știu cum vi s-a părut că s-a schimbat lumea actorului român între cele două lumi, înainte și după Revoluție. În film? Da. S-a schimbat, e cert. Noul val al cinematografiei române este, se demonstrează a fi valabil pentru că ia premii, dar nu mai are public. Oh. Ce adevărat spus. Nu știu dacă, dar nici cinematografe nu mai sunt în București, nu mai sunt unul sau două cinematografe. În rest, lumea merge la mall. Înainte de 90 erau foarte puține filmele care să nu aibă 1 milion de spectatori. Astăzi un film românesc, dacă are 100.000 de spectatori, este da. Încântat. Asta s-a întâmplat. Lumea se desparte încet, încet de film, de televiziune, copiii stau cu telefoanele în mână, cu laptopul în mână, asta este filmul pentru ei, acolo se vede. Și pe ei nu-i pot cantifica la număr de spectatori, așa că nu putem ști care este filmul, care succesul de public al cinematografiei contemporane. Dar filmul se face, unele sunt foarte bune, le-am văzut și eu. Și sunt foarte multe și regizori serios și o nouă serie de actori foarte buni, tineri. Unele filme care erau mai, mai pe placul partidului costau cât, cât trebuia până să termină, să dădeau bani. Iar problema era că filmul, filmele românești de pe atunci, pentru că actorii români aveau o, un... erau plătiți cu un... standard, nu era nici mai mine, nici mai mic. Deci, indiferent de cât erai de cunoscut sau mare, rolul principal era tot 40.000, indiferent cine erai. Da. Așa că în filme românești de pe vremea aceea puteai să iei 10, 12, 20, 30 de mari vedete, pentru că nu costau. Dacă făceai un film american cu 10, 15 vedete ca aici, acolo costau miliarde, da. Aici a costat tot atâta. Și producția era ieftină, banii care se dădeau, îi dădea statul, așa că regizorii aveau cât și trebuiau. Și totuși era o figurație. Da. Foarte... Da, da, figurație era obligatorie. Armata venea gratis, altfel Sergiu Nicolescu n-ar fi putut să pună filme cu 500.000 de soldați acolo, era gratis. Până și mâncarea veneau cu gratis, nu trebuia să le dai, veneau cu a lor. Figurația chemau țăranii, secretarul de partid spunea să veniți acolo și veneau acolo. Să închizi un bulevard ca să filmezi era gratis. Imaginați-vă ce ar fi semnat atunci să închizi Champs-Élysées o timp de 3 ore. E, aici puteai bulevardul Maghiarul să-l închizi. Dădeai un telefon și se rezolva. Sigur, se punea poliția, miliția acolo și se rezolva. Și toate astea ajutau filmul să iasă și filmul avea foarte mulți spectatori. Erau coadă la bilete, așa-i. Erau filme românești care se dăgeau cu bilet în plus. Și aveau spectatori. Era unul din, din modul de a ieși din casă undeva al omului de pe vremea aceea. Televiziune nu era, radio era iurea. Și de a evada dintr-o realitate. Da, și de ce la un film, da. Filmele străine erau foarte rare și atunci filmul românesc era vizionat și... savurat. Multe din filme, în afara uneori pe subiectul proiect cultist sau... dar interpretarea și regiile erau bune. Erau regizori buni, actori buni și a ieșit. Acum e altfel și tot bune sunt, dar altă priză la public. Alt gen. Da. Da. Ați lucrat cu moștrii sacrei generației de aur, lucrați și cu tineri. Vreau să știu dacă există, în opinia dumneavoastră, bineînțeles, o diferență între școala veche și cea nouă de actorie. Da, există, dar nu știu dacă e mai bună sau mai proastă. Eu am fost 4 ani student acolo, după aia am mai fost 8 ani profesor la acel IATC. Ce nu se mai învață la facultate? Multe lucruri s-au... pierdut pentru că, iată, sunt doar 3 ani. Da. E altfel.
Uite, de exemplu, vorbirea. Vi se pare asta este problema, da. Nu mai există profesor de vorbire, de impostație și așa mai departe, da. Și de aceea și regizorii tineri din când în când îi văd și mă oripilează chestia asta când îi văd că pe scena teatrului lucrează cu microfoane. Ceea ce este tragic. Mulți dintre studenții care ies acum stau mai prost cu vocile. Impostația sunt mult mai bun pentru film, că pot să vorbească din ce în ce mai cotidian, mai precipitat, mobil, da, și mai puțin de înțeles. Pentru că se spune, suntem naturali. Da. Așa se vorbește. Da. Toată lumea da. Vorbește foarte repede. Da, naturalia non turpia, da. Dar în teatru? În teatru trebuie să te auzi și la balcon. Exact. Acolo n-ai ce să faci. Da. Dar să nu criticăm, așa este, e fiecare perioadă cu istoria ei, cu datoria ei, cu obiceiurile ei, așa că așa se face acum teatru, așa se face film și tineretul din teatru și din film sunt foarte buni, tineri acum. Chiar dacă Institutul de Teatru a rămas puțin mai ciudățel. Știu că, așa cum mi-a spus, iubirea cea mai mare rămâne teatrul. Da. Și slavă Domnului, ați jucat mult. Știți, teatru e cu totul și cu totul altceva decât filmul. Se spune la noi aceea, nu e adevărat. Este o deosebire radicală între teatru și film. Sunt alte mecanisme actoricești. Nu, care nu este publicul la teatru. Folosesc. Spectacolul de teatru este de fiecare dată altfel și asta numai pentru oricât ar fi de actorul de obișnuit să joace același lucru, publicul este de fiecare dată altfel. Și transmite altă energie. Altă energie, altă simbioză între scenă și sală. Așa că fiecare spectacol este o experiență unică. Unică, da. Asta vreau să vă întreb. Ce împliniri v-a adus teatrul în toți acești ani? Pe scândură. Spuneam odată și am fost contrazis că nu se poate. Am spus că eu n-am muncit nicio secundă în viața mea, pentru că exista o vorbire că teatru este 90% muncă și 10% talent. Eu spun că e 100% talent și nicio clipă de muncă. Asta nu spun că nu transpir, nu faci, dar nu poți să spui că în artă trebuie să înțelegem, să punem semantic ce înseamnă munca. Sigur că nu e muncă numai în mine sau în caliberată, dar fizică. Și în teatru se jucază fizic, dar nu poți să spui că Beethoven muncește sau Picasso muncește. Sigur că, dar creează. E o dorință de a face acel lucru, o patimă de a o face. În celelalte omul se mai ferește de muncă, vrea să mai scape de ea. Aici, dacă nu joci, dacă nu ești, dacă nu pictezi, dacă nu cânți, tot dacă sufletul. Nu, acolo da. Înseamnă că nu ești. E o meserie vocațională. Da, și atunci munca, după părerea mea, nu există, există talent. Vreau să știu ce regrete aveți. Un proiect care poate nu s-a mai făcut, un actor sau un regizor cu care... Eu regret că n-am putut să joc în viața mea unul autorii de teatru care sunt cei mai dragi, Ion Luca Caragiale. N-am jucat Caragiale niciodată, am mai jucat pe aici pe acolo puțină comedie, dar mi-aș fi dorit foarte tare să joc... Cine? Ce personaj? Eu aș fi jucat Cațavencu. Cațavencu, da. Cred că aș fi făcut un Cațavencu. Da, aș fi jucat Cațavencu, da. Senzațional. Nu m-a distribuit nimeni și asta este, acum e prea târziu. Acum m-am gândit să joc ceva și s-au făcut de două ori aceeași piesă de către alți regizori. Aș fi să joc Conul Leonida, dar s-a făcut în teatre particulare, de astea independente, s-a făcut de două ori. Așa că am renunțat și la asta. Ce vă place să faceți în timpul liber, când nu sunteți la teatru? Acum, la vârsta asta, nu prea mai am ce face. Stau mai mult în casă, citesc, mă uit la televizor. Și, dar înainte era problema
familiei teatrale. Teatru, actorii dintr-un teatru erau o familie. Veneau cu ori înainte de spectacol, stăteau de vorbă, se îngălzeau, făceau, repetau, jucau. După aia mergeam la o cârciumă, la un restaurant cu toții și mai discutam, bă, acolo am făcut așa, am luat după repetiție la fel. Era ceea ce se cheamă un fenomen care a dispărut și despre care nu s-a mai scris și nu mai vorbește nimeni, dar a fost un fenomen foarte, foarte plenar în București, în țară. S-a chemat, se numea Boema Bucureșteană, în care erau amestecați foarte mulți actori, artiști din toate domeniile, din actorie, pictură, muzică, dramaturgie și așa mai departe. Se întâlnau în diferite centre, cu alcool, bineînțeles, dar se întâlneau Piliuță cu Lovinescu, și schimbau Neagă, idei. Sigur că da. Se spuneau poezii, se spuneau aia și era un mod de... Ce frumos trebuie să fi fost. Da. Să ne imaginăm că se uită la noi un tânăr care și-ar dori să devină actor. Simte în el sâmburele ăsta de dorință. Ce sfat puteți să-i oferiți? Să se gândească mult mai bine decât înainte. Acum, nu știu precis cât, dar trebuie să iasă pe an vreo 300 de actori care nu au unde să se ducă. Nu există repartiție. Nu, toate teatrele de sală sunt închise, adică da. Nu trebuie să moară un actor ca să poată să facă concurs. Da. Nu spun să nu încerce, dar să se gândească foarte bine la același. Da. Sigur că sunt aceste teatre independente care se joacă, dar nici astea nu reușesc să acopere cât se... Păi nu există orășel în România în care să nu fie un teatru particular, un institut particular sau de stat. Și de acolo ies tot felul de actori, an, care nu prea au unde să se ducă. Așa că el, acel fată sau băiat care vrea, trebuie să gândească foarte bine la acest lucru. Dacă își dorește cu adevărat. Da. Că la teatrele de stat nici măcar concursul nu mai sunt, pentru că nu sunt închise toate. Și neavând un loc de muncă stabil în teatru, te vezi obligat să faci foarte multe alte lucruri. Ciubucuri se cheamă. Ciubucuri. Da. În televiziune, în film, în reclame. Da. S-a dezvoltat foarte mult partea aceasta. Și asta este impropriu, după părerea mea, pentru o carieră de actor. Nu l-ajută să evolueze și să construiască. Se face cunoscut, dar pe niște lucruri care nu au nimic comun cu teatru. Și poate și din cauza asta, uite, la teatru spuneați că după spectacol rămâne, ce acum nu se mai rămâne. Nu se mai rămâne. Se rupe ușa imediat. Da. Generația nouă nu mai formează o familie. Fiecare se duce în treaba lui. Asta este. Se schimbă vremurile, se schimbă totul. În bine sau în rău, asta nu sunt eu în măsură să judec. Dacă cineva v-ar da o cutie cu toate lucrurile pe care le-ați pierdut de-a lungul vieții, după ce v-ați uitat prima oară, ce ați căuta în cutia aceea? Sunt multe astea și e greu să punctez un lucru. Sunt multe lucruri pe care le-aș fi dorit și nu le-am avut. Sau pe care le-ați le-am făcut avut diferit? Da, sigur că da. Asta fac tot timpul când mă uit la un film. Pot să mă uit la un film, eu mă uit la un film de 5-6 ori românesc, zic, uite, l-a greșit acolo, uite, acum, la mine când mă uit, l-am văzut aici, oleo, vrea să fac altfel. Deci eu când mă uit la un spectacol de teatru, nu sunt un spectator 100%. Nu puteți fi. Nu pot fi, da. Pentru că vă gândiți la ce ați schimba. Da, mă gândesc, îi cunosc pe majoritatea colegilor mei și spun, uite, la Nagra, acolo a greșit, acolo a făcut bine, aia e bine, aia nu e rău. Spectatorul nu face chestia asta. Și îi sfătuiți? Cum primesc sfaturile dumneavoastră din exterior? Nu mai dau sfaturi acum. Am dat sfaturi cât am fost profesor la institut și studenților mei care mi-i mai văd din când în când le mai dau, dar acum nu... Sunt orgolii foarte mari în teatru. Da, și nu cred că mai pun bază pe sfaturile mele, că mai au nevoie de ele. Dacă au nevoie, să le cear. Da. Dacă nu ați fi fost actor, ce altă meserie ați fi avut? M-am gândit de multe ori la asta. Cred că aș fi vrut să vin și are totuși o mică legătură, aș fi vrut să mă lucrez în diplomație. Am gândit eu așa, mi-ar fi plăcut diplomația. Dar așa este un fel de actorie. Da? Trebuie să te prefaci, să știi, să faci, să-i minți, să-i faci, dar... În afară de asta, aș fi vrut să am un restaurant al meu.
nu e timpul trecut. Nu, acum am tot timpul. Dar mi l-am imaginat în minte și... Cum vi l-ați imaginat? Că era un restaurant de lux. Ceea ce acum nu mai este la mod. Dar asta a fost așa o metaforă. Să n-au... Ar fi fost interesant. Da. Și cine ar fi, ați fi dorit să vină acolo la restaurantul dumneavoastră? E, oricine. Din cei care au fost în viața dumneavoastră și iată, poate nu mai sunt. Păi atunci trebuie să vă spun că din actorii români, idolul meu, actorul care mi-a plăcut cel mai mult în tinerețea și până mai târziu, acum am văzut în film, a fost Emil Botta. Emil Botta. A fost actorul meu preferat. Cred că am văzut Otello de vreo 12 ori cu el, eram, mergeam la Teatrul Național, dădeam la poartă 3 lei, 4 lei lui și mă lăsa să intru și l-am văzut, da, cu mulți, Iago, seama. Cine ar veni la restaurantul dumneavoastră? Cine poate? Din cei care v-au trecut așa prin viață și v-au marcat într-un mod pozitiv? Păi toți aceia despre care am vorbit că au fost... Pilonii, carierii. Olia Lovinescu. De-aia am zis că sunt pilonii care a fost, în primul rând și cel mai important, a fost mama mea. După aceea a fost Casa de Cultură a Studenților Grigore Preoteaza, care era o instituție care astăzi se râde de ea. Era o instituție comunistă, dar mie mi-a folosit foarte tare. După aceea au fost profesorii mei, Moni Gelertăr și Ileana, și profesoara mea. Și după aceea a fost Horia Lovinescu și Dan Micu, regizorul Dan Micu, care a fost regizorul meu de suflet, care s-a dus aprăpădit mai repede decât ar trebui, dar care, după părerea mea, a fost un mare regizor, unul din cei mai mari regizori care a avut România. Unde vă văd și de acasă? La Teatru Notaran, ce spectacole? Haideți să-i invităm. Acum mai am 3 spectacole în care joc, am Vizitatorul, care joc de vreo 20 de ani cu sala plină, și încă 2 spectacole cu roluri mai mici, care nu contează să vină lumea să le vadă. Efecte colaterale și, da, și Figaro. Un mesaj pentru cei de acasă care v-au urmărit, iată, până la finalul interviului, ce le urați celor de acasă? Vedeți, m-ați întrebat de realizări ce mi-a plăcut mie cel mai mult, de care sunt mândru și încă nu sunt... Ele, cele mai mari realizări ale mele, nu fac parte din teatru, nici din film. Sunt cei 2 băieți ai mei, Alexandru și Matei. Sunt viața, sufletul, mintea, dragostea, inima și realizarea mea de viață cea mai importantă. Niciun rol, niciun film nu se pune lângă această mare bucurie a celor 2 băieți ai mei, care sunt și spectatorii mei și... n-ai putea niciodată să iubești un rol mai mult decât pe copiii tăi. Adevărat. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici, mă înclin. Da. Mulțumesc de asemenea Teatrului Dramaturgilor Români pentru găzduire și vă invit la spectacolele lor. Pe site-ul Canal 33 veți găsi acolo programul spectacolelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, când ne revedem, pe curând!